Salutare, B, și bine ați venit la noi pe Sons pe Sefur Wanta pe România Roleplay. O să pun tot în descriere, sunt cu amicul nostru acum. Și de când ați văzut la episodul trecut, am încercat să fugim și așa mai departe. Și cam i-a venit la micul meu o idee. O să vedeți pe viitor ce idei i-au venit. Azi dăm drumul vizionar plăcută. Hai, salut, ce faci, mă? A, bine, mă, mătoare. Băi, ce ți-a făcut aia, mă? Ce ți-a făcut aia? Păi fii atent, știi când am fugit noi cu mașina? E. A ricoșat un glonț direct în numărul meu. Am înțeles. Nu te-am mai văzut dintr-o dată, am zis că nu știu pe unde te-ai dus. Păi da, că mi-ai alunecat mâna pe glonț. Hai să mergem. Auzi, ai o idee cum să scăpăm sau ce să facem? Da. Dacă cum? Vrei, putem să scăpăm cu un elicopter, că am eu un tovarăș. N-am înțeles. Păi atunci, fii atent. Da, spune. Eu pot să fac rost de la ei cu un elicopter. Dar trebuie să fugim până acolo, nu mai știu dacă e cineva. Ne riscăm, asta e. Hai, să ne riscăm. Hai, mergem până acolo, repede. Dacă vrei, eu stau mai în spate sau mă ascund. Păi da, tu o stai mai în spate, oricum o să scot deja un pistol acolo ca să-l am la mine. Sau dacă e cineva, le-au cu mâinile sus. Da. Sper să nu se mai întâmple nimic de data asta. Ia, cine este? E de la ei, ia de la ei, stai că scoate. Cine e asta, mă? Stai că scoate pistol. Stai acolo. Stau în mașină. Hai, salut, ce faceți? Am înțeles, ce faceți, mă? Mă auziți? Te au. Ce-i băi? Ce-i că ăsta mă ia-ți o pastilă? Paul? Da. A, să știi ce s-a întâmplat azi. A. A venit unul îmbrăcat așa în roșu cu negru așa, s-a dus acolo sus și a luat date. Am înțeles. Și am făcut cu Vasi și cu... Am uitat cum îl cheamă. E. Adi. Da, mă scuzi. Și l-am prins și l-am băgat acolo la subsol. Și a venit unul de la noi, un trădător. Cine? Nu știm cine, trebuie să aflăm. A băgat cuțitul Nadi. E la comă, în spital, la reanimare. Nadi? Dar Nadi e deasupra ta, mă. Doare capul, stai un pic, am venit cu un amic. În Victor. Ia, haide, ce că am îmbrăcat unul. Șută-ți pantalonii jos, în pula mea. Aruncă-ți pantalonii! De ce? Aruncă-ți pantalonii! Băi, vezi că am venit cu un amic aici și... o să mergem până sus, vreau să am un pic elicopterul ăla. Mamă, mă duci să mă la mașina ta, mamă. Bună ziua, aici. Vezi că nu mergem la o plimbare cu elicopterul, știi? Stai un pic să bag mașina în garaj. Mă scuzați. Nu știi nimic de... Nu știu, mă. De intentul ăsta, de eu, cine ar putea nu, fi. Nu, mă, eu sunt comicul ăsta de la mine. Da, noi jucăm ăsta. Am mers, am jucat niște cărți și acum mă duc să prezint, că abia de-o intrat în oraș, știi? Da. No. No. Vezi că noi mergem până sus, o să mergem să luăm elicopterul și plecăm un pic la o plimbare, știi? În caz, dar pe unde e celălalt? Unde sunt oamenii? Vasi e în comă, ceilalți... Serios? Serios? L-a tăiat cineva, l-a omorât de tot. Am înțeles. Nu mă așteptam la chestia asta. Sincer. No, ne auzim mai încolo, băieții. Hai, salut, băieți. Ne auzim. Hai, mergem. De pula mea cu aia e... Tu îți dai seama dacă... haide! Hai să... Stai un pic. Ia, hai în elicopter. Hai. Bun, deci încotro. Bă, nu știu, unde ai tu ideea să mergem? Bă, eu zic să ne refugiem undeva, că o să se dea știre în oraș cu ce s-a întâmplat. Hai, îți dai seama cu așa ceva la dracului. Păi da, mă, și după aia ce fac eu? Totuși trebuie să mai revin la muncă aici, mă. Băi, știu, dar...
Ei știu acum că ai fost tu sau ceva? Au vreo suspiciune? Sigur nu, pentru că eu ți-am zis cum am băgat repede duma. Eu am fost plecat, salut. Am înțeles. Păi... Da, ți-am zis de pe repede pantalonii jos. Păi am o idee, fii atent. Singurul care s-ar putea să-și mai aducă minte e Vasi, în care da. L-ai înjunghiat, înțelegi? Păi pe Vasi nu știu ce trebuie să facem cu el. Băieții au zis că, nu, că încă e în spital, că nu l-ai omorât, nu? Mm. Dacă vrei zilele astea, îl răpesc eu și ți-l aduc undeva ca să-l aranjăm. Mm-hmm. Asta ar fi cel mai bine ca să nu ți fuți și tu identitatea. Păi ai, bă, eu că nici nu pot să-mi pun mască pe, știi? Exact. Unde mergem? Ia, pute-te acolo pe elicopter. Ia, da. Deci undeva trebuie să mergem. Unde să fim chiar în siguranță, câteva zile. Este așa. Aici e casa asta de după munță, nu prea indicată că să mai fac câte un altă pe aici, știi? Am auzit, am auzit. Ia e... Aici jos parcă... Nu, aici nu prea, că și pe aici e... Nu știu pe unde să fac ăștia veacul, știi? Ia, exact. Vezi ceva aici pe munte? Ia, uite-te acolo la... Uite-te în față! Sau... Bă, pe munte aici știu că e o baracă. Ia, 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 cu acolo la ăsta. Vezi felinarul ăla din față? Da. Bun, acolo stăm. Acolo, e bun. Acolo, acolo e ceva job, ai pabar? Bă, nu cred, nu cred. Bun. Dar vezi că o să notăm un pic. Da, normal da. Aici parcă era pescarul. Parcă. Ai grijă cum aterizezi. Da, stai liniștit. Băi că dacă mă înțelegi am un pic probleme cu GoPro-ul. Ia, 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 ia aici, că văd ceva pe aici. Mamă, cred că e perfect o locație. Ia uite căsuța. Da, da. Hopa, dar nu văd că e cineva cu mașină. Unde? Pe drum, pe aici l-am văzut. Lasă-l acolo, stăm aici. Hai că încerc să aterizez, băieții. Nu știu, nu știu de la ce e codul frumos, da, cu okay. Și mai departe, dar începe urât, adică da. Ioi. Bun. Ne-a ajutat Dumnezeu. Mamă. Doamne, da, e bun de față. Da, păi n-avem ce face, numai aici să stăm deocamdată. Și la ce te-ai gândit? Cum facem? Bun, fii atent. Eu pot zilele astea să trec pe la anul. Mm-hmm. Ca și cum aș face ceva contract sau orice și să-l prind pe Vasi sau când e singur în tură. Să-l răpesc și să-l aduc undeva. Mm-hmm. Ori aici, ori în alt, ori în alt loc. Da, da, da. Păi și unde le aducem până într-un final? Mă gândeam ori la pontal, la pontoni, că am riscat. Trebuie undeva în câmp. Știi unde e aeroportul ăla de acolo din Sen? Deșert? Din deșert, da. Hmm. Știi că lângă e un hangar. Am putea da. Să-l aranjăm în hangar. Nu, bun, atunci acolo o să-l și aranjăm. Ai. Ai ceva la tine, pistolul sau de-ale? Am. Bun. Hai să mergem până sus să vedem dacă e sigură treaba asta. Ha, hai să vedem. Bun, dar nu, hai pe aici, hai pe aici. Hai să-mi scot pistolul. Hai, ai și pistolul la tine, ai, bine. Mame. Hai pe aici. Ai, că am înțeles, hai pe dincolo. Că e alunecă aici, nu? Dar că poți să te duci prin altă parte, dar pe aici numai nu poți. Fuuu, băieți, băi, băieți, voi vă dea seama bă, ce... Cred că e cam sigură, zon. Ia, hai mai încolo. Băi, vă dea seama ce am făcut? Mă, să nu știu, nu știu ce va zice șeful, până la urmă. Adică, nu? Că i-am cerut un pic ajutorul, dar nu, unul trebuie să aflu, știți și voi, deci nu mă pot nici risca maxim, maxim. Așa, ai grijă să nu alunece.
Ia, nu văd pe nimeni acolo în față. Hai că văd ceva. Să știi că nu prea e... Bun, bun. Da, pe atunci așa facem, nu? Așa facem, da. Am aranjat. Bun. Să nu-ți de planul ăsta. Niciodată. Ia să-mi notez. Banii ți-i dau la final. Ai cum s-o termina banii ți-am dat pe final. Da. Stai că revin imediat. Bine băieți, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați butonul de like și subscribe și dacă vreți să mai vedeți acest genul de episoade, să dați un subscribe. Știți și voi cum stă treaba. Eu v-am pupat, o zi frumoasă aveți, o să rezolvi și cu lagul, sper să rezolvi și cu lagul, așa că ne vedem data viitoare. Ciao.